De la începutul anului și până în prezent, polițiștii au constatat o scădere a infracțiunilor stradale. Ne referim aici la furturi, tâlhării sau fapte cu violență, care aduc de fiecare dată neîncredere în rândul cetățenilor, dar și teamă. Oamenii legii sunt de părere că trendul faptelor de natură penală care se încadrează în acest tip este unul descrescător și se fac toate eforturile astfel încât să rămână la nivelul cât mai jos. Menținem scăderi de vreo 12 ani, să zic, sau 11 ani, în ceea ce privește infracționalitatea judiciară, în ceea ce privește riscul pe drumul, riscul rutier. Nu în ultimul rând, infracțiunile de tâlhărie sunt într-o ușoară scădere și nu în ultimul rând, o scădere, zic eu, mai semnificativă, de vreo 45 de fapte, se referă la criminalitatea stradală, fiind practic criminalitatea care interesează în principal pe cetățean. Sezonul estival va însemna pentru polițiști mai puține concedii și mai multe activități pentru asigurarea unui climat de ordine și liniște publică pentru buzoieni. Constatăm că menținem criminalitatea în cote de normalitate, avem o ușoară creștere cu un procent față de perioada similară anului trecut. Chestiunea la care ne așteptam, repet, în contextul în care anul trecut totuși a fost încă sub semnul pandemiei, după cum vă dați seama, inclusiv această zonă a fost influențată, zona infracționalității, astfel că mesajul nostru de după pandemie, ca să-l numesc așa, către buzoieni este că suntem la datorie, că vom fi la datorie și în perioada concediilor, că avem grijă ca siguranța publică la nivelul județului Buzău să rămână la cotele cunoscute, cel puțin comparativ cu alte zone din țară, cred că încă putem circula liberi și liniștiți în spațiu public la nivelul întregului județ. Recent, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău au pus în executare 12 mandate de percheziție domiciliară în Buzău și București în cadrul unor dosare penale în care sunt cercetate infracțiuni de proxenetism, producere, deținere și comercializarea produselor din tutun în afara antrepozitului fiscal, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, respectiv braconaj. Activități de acest gen, fără îndoială, vor avea loc și în perioada următoare.